Stai liniștit. Doamnelor și domnilor, în cazul acesta, hai să vedem, să-i propunem lui Cătălin o variantă foarte bună. Azi a hotărât Cristian Naca și prietenul lui de la Seafood Way să facem pe românește treabă. Te ascult, Cristian. Fasolea roșie chiar este sănătoasă și îți recomand să o mănânci. Combinațiile în care o mănânci, scrieți, doamnă, da? Sunt foarte importante. Dacă mănânci fasole roșie, eu mănânc, de exemplu, iahnie de fasole roșie. Finodurele încoace, tata. Murături. Deci, eu am să mănânc toată ziua așa ceva. Cum se face la voi? Spune, Cristian, cum se foarte, face? Foarte bună. Se fierbe fasolea, după care se amestecă cu legumele din tigaie și este o rețetă delicioasă. Important este să nu o combin cu multă pâine și să nu mai adaug și un ciolan. Dacă mai ai pus un ciolan de 500 de grame, ăla e. Dar fasolea aia bătută cu ceapă, cu nu știu ce, aia e sănătoasă? E bună? Și aia e sănătoasă. Toate lucrurile sunt sănătoase atât timp cât sunt consumate în cantități moderate. Cantitatea e problemă. Adică o caserolă la o masă merge? O caserolă de 200 de grame. O caserolă de 2 kg, da. Încurcăm mai din atât. Bun, doamnelor și domnilor, Cătălin, dacă vrei la final să și guști ceva de aici, pentru că e foarte bine. Bun, am înțeles. Deci stai o zi, ia-mă încet. De obicei îmi faci meniu. Deci, până acum am venit tot cu meniuri vegane, vegetariene, pescetariene din Italia. Am zis cu ocazia asta, a venit Cătălin, ai venim, dat o tare azi, o dăm, da? Cu un meniu românesc autentic, pentru că noi avem o istorie bogată. Așa. Și mâncarea noastră este chiar delicioasă, toată lumea știe. Cristian, lumea însă știe că tu faci lucruri astfel încât să nu ne îngrășăm ca porcii, eu am zis. Deci, aici avem o mămăliguță, nu? Exact. Eu aș pune care și este puțină smântână peste. Ia-l pe capul meu, ce facem? Iar mâncăm asta. Și știi cum o mai mănânc eu? Dar probabil că asta îngrașă. Îmi fac o omletă și pun peste. Merge cu omletă? Două ouă sau un ou dimineața este perfect. Să nu mai pui și bucata aia mare de cârnat sau baconul lângă, la prăjit, că atunci iar așa. Acolo ne încurcăm. Acolo ne încurcăm. Deci, la socotelile astea. Cum se face la voi? Știți foarte bine că dacă intrați pe site-ul lui Cristiana ca Seafood Way, de acolo puteți să luați și vă vine acasă. El vine de la Oradea, dar poate să fie oriunde în România, oriunde în Ungaria, mai punem și Marea Britanie. Cum ați făcut-o să fie bine, să nu fie rău? La bucătăria de aici din București am făcut-o aceasta. Ia uite, mămăliguță, bună. Asta este pe postul de micul dejun. Asta este micul dejun. Avem o ciorbă de legume. Asta e la prânz, da? Cum ai făcut ciorba? Se taie toate legumele frumos. Vă rog să uitați la ciorba, ciorba făcută de Cristian și de oamenii lui. Nu plutește uleiul ca nebunul până ea, știi? Când vezi așa, când face uleiul așa frumos, unduios. Deci cum ai făcut? Important, ca o apă cristalină, e bun, ia uite. Legumițe. Important este să nu se călească legumele în cratiță, în ulei. Atunci uleiul se arde, iar... Deci, dacă faci legumele, le călești în unt, nu-i mai bine? Se pot căli și în unt. Ideea e să nu se călească foarte mult în ulei. Uleiul de floarea soarelui, de obicei, este un ulei procesat și nu este sănătos. Cel de proaspăt virgin, de măsline, este puțin mai sănătos. Dar ciorba de legume se poate și fără să se călească legumele, se poate face. Da. Se uită Cătălin așa, dă din cap, doamna râde în colțul gurii, deci, mă rog, o să fie bine și cu ciorba asta. Deci... Felul întâi, ciorbică frumoasă, legumele călite așa cum se cuvine. După cum vedeți, nu punem ulei ca la război, adică să ne facem de 300 de kilograme. Felul 2. Tocăniță de porc cu mâncare de varză sau varză călită. Dacă nu guși de asta, nu ești om, pe cuvânt, Cătălin. Deci asta e un preparat autentic românesc. Tocănița este foarte sănătoasă, o combinație foarte bună, atât timp cât proteinele nu sunt combinate cu cartofi, cum am mai spus. Deci, fără cartof. Asta este. Uite cartoful meniu... la prăjit, aruncă-l la gunoi, Cătăline. Da, mie îmi place cel mai mult varza călită. E bun. Vino, dacă vrei, la un moment dat când te hotărăști să guși sau mai încolo după în pauză, o să te invitezi. Arată senzațional, absolut senzațional. Bun, o secundă. Care e cantitatea potrivită? Că mie dacă îmi dai, mai bag și ciorbică, mai vine cineva și zice, avem și desert de la bun. Uite, dă-mi partea ca să-i vădăm un tiramisu. S-a stricat. Atunci s-a stricat toată vraja. O cantitate... Nu că noi n-am vrea să se strice, dar asta e altă poveste. Cantitatea potrivită pentru un om ar fi de 300-350 de grame. Ideea este că scopul care îl ai, dacă poate dorești să te
să slăbești sau să pui masă musculară, atunci schimbăm cantitățile. De obicei, trebuie... Dacă mai bem și un șpriț mic, e bine să mâncăm un pic mai stă și noi mai povestim, că noi nu suntem de aia care e așa, înțelegi? Mai povestim, mai luăm un pahar de vin ușor. Doar consum excesiv de alcool de una zi. Deci bun, cum ai făcut? Deci aici luate legumele, momește-mă, zim, cum faceți la voi? Se călește varza frumos, varza călită aici, cu puține legume, la fel de carne, da. O facem doar în cuptor, după ce am făcut-o în cuptor, o scoatem și atunci o tăiem și o amestecăm cu sosul care îl facem separat. Da, se rechiziționează, asta rămâne la mine. Și aici? Mulți doriți papanaș. Faimoșii papanași. Tu te mai ăștia-s papanași? Noi facem într-un mod mai sănătos ăștia-s papanași, fierți în apă, nu fripți în ulei. Altă diferență. Asta este, dăm voie, te rog frumos, este o rudă a papanașului. O rudă a papanașului. Este o rudă, cum să spun, e ăla care e un fel de frate din flori al papanașului. Abia născuți, așa zici. Da, că... exact. Dar explică și mie, nu, dar de fapt, ci că ăștia nu îngrașă, restul ăștia sunt papanași bagă buni. Dulce, bagă smântână. Noi facem pe ăștia cu fărină de mălai și cu brânză dulce. Aici, abia aici avem ceva de învățat. Că până aici poate că o mai nimeream. Cum faci papanașii ăștia? Păi, te rog, în loc să-i frigem practic în ulei încins, îi fierbem în apă. Îi fierbem după în apă. Care îi dăm prin pesmet, tot același lucru. Băi, doar la că... asta vreau să gust. Dă și mie să înțeleg și eu. Varianta Cătăline, spune dacă e papanaș sau e minciună. Stai așa, da, imediat. Da. Așa... Stai să vedem. Ia cu apă n-am zi. Mai, habar n-am. Stai o secundă. Dar e bine deci, că te hidratezi, Cristi, dacă mă duci papanaș de ăștia. Ce zici? Te hidratezi, n-auzi că e numai cu apă. Apă, apă. Fiecare dintre ei. Ia să vedem, l-am luat. A, stai mă, că arată bine. E brânză și farină de mălai, trebuie să fie așa. Delicios. Cu puțin sos de smântână. Vezi, dar nu frigă. Tăticule, e light. Dar bun. Merge. Dar nu-i niște prăzit. Dulceață sau mai gem? Mai merge puțină sau... dulceață, dacă mă nu? Întreb. E dulceagă, așa, dulceață nu punem, nu? Putem să punem, e permis să punem o lingurită. Deci are dreptate. Dacă vrei să avem, sau, dacă vrem să avem o siluetă normală, ar trebui să facem ce spune dânsul. E da. Adevărat că cimitirele sunt pline de ăștia da. Sănătoși. Avea... știi? Avea ăsta, Cristi Minculescu, o vorbă, știi? La epitaf, la un om, zic, acest om a băut, acest om n-a băut, dar sunt unul lângă altul. Până la urmă, situația este aceeași. Bun, deci, pot să te contrazic puțin. Unul a trăit sănătos până la 90 de ani, altul a murit la 60 de ani bolnav. Ți-am mai spus, vorbește tu cu Dumnezeu, fă să râdă cu planurile noastre, că, dar... Iartă-mă că vă tot întrerup, dar sunteți cu pe amândoi acolo. Știi că era unul care a ținut regim toată viața, arăta absolut senzațional. Și s-a chinuit, că omul era pofticios și n-a mâncat niciodată ce și-a dorit și așa mai departe și a căzut un avion în cap pe câmp. Deci nici nu știi cum e bine cu viața asta, știi? Ori ți-o trăiești, ori nu ți-o trăiești. Bine, trebuie să fie un echilibru, știu povestea. Exact. Cunosc. Bun, să fie echilibru. Bravo. Aici, uite aici la fasolea asta ne-a încurcat. Deci stai o secundă. Asta e masa de prânz, da? Masa de prânz și cina. Cina. Mai zi-mi o dată la ce oră iau cina ca să... că uit tot timpul. În funcție de ora la care te pui să dormi. Cu 2-3 ori înainte de somn, am zis, da? Dacă te pui pe la 10-11, poți să mănânci dacă pe la ora 8. Dacă mă pun la 12? Tot pe la 8. Cătălin, care ar fi să mâncă pe la 2-3? Mai bei un pahar de apă sau două înainte la de mâncare. La 2-3 mă apuc de mâncat. Aia e masa care te încurcă. Da, am auzit, mi-a spus cineva, nu știu, un doctor, mi-a spus că după ora 12 noaptea, stomacul începe deja să muncească. Și atunci e bine, bine, nu să, ca necalitul, vorba da. Unui prieten, ca disperatul. Da, și că după 12 poți să începi să mănânci, pentru că stomacul își reia toate activitățile. Ce ziceți, domnul? Nu știu dacă e adevărat, poate eu e o prostie. Eu nu recomanda acest gen păi de... nu, între 12 lucrează, dar trebuie să ai orele alea până te culci. Da, dacă te... Deci tot ne încurcăm, tot ne încurcăm. În normal trebuie să dormi până la ora 11, ca să poți să-ți faci somnul REM, se numește, adică somnul exact. Profund. Dacă ai dormit după ora 11-12, somnul acela dispare. Eu la 11 sunt pe scenă, mă culc pe scenă, ce să fac? Da. Înțeleg, întreabă-mă dar... și pe mine, pe vremea când am emisiune, noaptea, pac, mă apucam imediat. Bun, așa, spune-mi cum ai făcut această fasolică. Eu, e de fasole această... clasică, care am combinat-o doar cu murături. Bun, și cu murăturile astea nu e chiar peste tot. Spune-mi cum faceți voi la compania voastră minunată. Sunt făcute la soare în borcan. La soare în borcan? Da. Cum le făcea și bunica pe vremuri. Acum, după toată mâncarea asta care ți-am prezentat-o, întrebarea este, mâncarea sănătoasă este românească sau mâncarea românească mai este și sănătoasă? Păi cred că orice mâncare e sănătoasă dacă nu-ți bagi joc de tine.
știi? Contează. Cred că orice lucru, sigur, există zone în care se pune ulei, frățioare. În România se poate mânca după cum vrei, să avem și o mămăligiuță sau ceva cu porc așa și cu varză, fără să fie grav. Poate să fie acest papanaș care, cred că este... E un papanaș progresist, dar e un papanaș bun, înțelegi? Adică, zi. Știi la ce mă gândeam? Poate îmi spuneți dumneavoastră. De ce noi, chinezii nu sunt grași? Ați fost în China, nu? Eu am fost de mai multe. De ce chinezii ori nu sunt grași? N-am ajuns până în China, dar mă rog, cu siguranța alimentație mult mai diferită față de noi. La fel și nici japonezii nu sunt grași. Da, deci, bine, acolo e disciplină. Am muncit mult, frățioare, da, alergă ca nebunii. Toți asiaticii sunt în aceeași grupă, în care ei au o alimentație mult mai sănătoasă ca majoritatea europenilor din partea nu, de nord. Nu vorbesc numai de pește. Eu, pentru că mănâncă, japonezii mănâncă mult pește. Pește, dar... foarte mult orez, orezul este foarte sănătos. Orezul îngrasă sau nu? Am auzit pe unii că îngrea și alții au zis că nu. E foarte stigmatizată zona asta alimentară în care întreb asta îngrașă, asta nu îngrașă, asta îngrașă, asta păi nu de îngrașă. Ce, dacă mănânci... Nu așa funcționează, adică nu poți să zici că orezul îngrașă... Pâinea îngrașă, de exemplu. Și nu mai mănânci. Bomboanele îngrașă. Toate îngrașă în funcție de cantitatea pe care le consum. Bun. Nimic nu îngrașă, nimic nu slăbește. Trebuie doar să fii atent la acasă, da? Câte mănânci. Adică dacă mănânc un pește de 20 de kilograme în fiecare zi, fără nimic altceva, doar cu lămâie, mă îngraș? Sigur că da. Mâncarea sănătoasă nu este sănătoasă dacă este consumată în exces. Indiferent de ce aliment este. Păi da, de ce să spune? Că mănâncă salată cât vrei și bași bălotezi acolo și paști fericit. Dacă mănânci doar salată, nu poți să-ți iei nutrienții din celelalte alimente pe care le neglijezi mâncând doar salată. Deci nici să mănânci doar salată nu-i bine. Da. Deci, aici e punga mea, aici foarte frumos o să-mi trimis tu mâine pentru micul dejun. E foarte bine. Cristian, despre ce vrei să mai vorbim? Mai avem două, trei minute. Să spun despre mâncarea sănătoasă românească. Mâncarea românească încă este sănătoasă, eu cred lucrul acesta, mai ales dacă provine din surse foarte bine controlate, cum ar fi zonele noastre rurale, care încă mai ne dau mâncare bio, mâncare sănătoasă, mâncare naturală. Țin minte că și bunicii mei, de exemplu, aveau pământuri, aveau animale și ei hrăneau o întreagă familie cu mâncarea care o produceau acolo. Aceea era mâncarea sănătoasă 100%. Astăzi ce găsim în magazine, avem o diversitate. Și mâncare bună și mâncare rea. Trebuie doar să te informezi. Conservanții joacă precum nebunii? Nu în toate produsele sunt conservanți, nu în toate produsele sunt dăunătoare. Avem produse și bune și rele. Trebuie doar să facem diferența între cele bune și cele rele. Pentru acest lucru avem nevoie de o educație alimentară. Acum ar fi nevoie probabil că din școli să începem cu o astfel de educație pentru a putea diferenția foarte ușor dacă fasolea roșie e sănătoasă sau nu. Fasolea roșie e sănătoasă, nimeni nu are probleme cu fasola roșie. Dacă e servită nicio n-am probleme cu ea, îți dai seama. Dacă e servită alături de un șolan de 500 așa, de... Deja de... nu mai e sănătoasă, că e în combinație... Deja trecem în combinația în nesănătoasă. Da, deci Cristian, îți mulțumim foarte mult. Dacă stau bine să mă gândesc ca să completez într-un mod fericit ideea ta. Și părinții noștri nu prea erau obezi de felul lor așa. Adică ne uităm la fotografii de pe vremuri când se, adică când încă nu venise această industrializare peste noi și nu era o obezitate morbidă așa multă, adică au fost grași și pe vremea aia. Cu siguranță nu era. Dar la nu era ca de acum, da? Sau cum unde a fost Cătălin în America, unde te sperii când îi vezi. Înțelegi? Și ăia mănâncă toate fast food-urile alea nenorocite și după aia se întreabă de ce e viața grea cu ei, nu? Alimentația proastă începe de la fast food, începe de la alegerile din supermarketuri, începe de peste tot, deja absolut oriunde poți să faci o diferență între ce trebuie să mănânci și ce nu trebuie să mănânci. Bine. Mulțumim foarte mult, data viitoare cu ceva. Acum ai venit pe românește, foarte bine. Vedem, poate o să vin însoțit de un ajutor nutriționist, ca să vă spună și mai multe. Să vorbim cu specialiștii, nu? Da, eu sunt de acord să apelăm de la tine, eu sunt de acord să apelăm de fiecare dată la oamenii care au făcut studii în aceste domenii. Da, bine. Auzi, ne-am lămurit. Cristi, știi câți nutriționiști de 150 de kilograme am văzut? Să știi că am văzut și eu. Știu domni care asta sunt... Asta cu sfaturile e simplu. Așa este. Deci, mulțumim foarte mult. Cristian Naga, Fit Food Way este locul în care îl găsiți. Aici, oriunde în lume, intrați acolo și ce să vezi, vă vine mâncarea acasă. Vă dorim poftă bună. Și să vorbim puțin cu